Piața centrală din Buzău este o piață deschisă și pe timpul iernii, mai ales în perioadele geroase, mărfurile de pe tarabe îngheață. Piețarii încearcă să le protejeze și le acoperă cu pături ca să le ferească de îngheț. Ei înșiși încearcă să se protejeze de ger și se îmbracă cât mai gros. Deocamdată e mai greu, dar ce să facem? V-ați îmbrăcat mai bine? Da, ne-am îmbrăcat mai gros, mai... Așa stăm pe fiecare an. Cât un ceai cald. Cât un ceai, cât un vin fiert, cât o cafea. Îngheață marfa? Deocamdată noi avem uscături, dar îngheață, ca ceapă, ca cartof, ca morcov, se îngheață. Le ia lumea acasă, le duce acasă, iar le aduce, iar le... Că altfel le arunc. Astea nu îngheață, că e sărate, dacă mă și filmez, dacă nu mă film... Tot îngheață. Toată marfa, nu? Tot. Și cum o protejați așa? Ce să protejați? Păi, dar ce să facem altceva? Acasă, eu o duc acasă și fiu în dărăc cu ea? N-aveți unde soțiu? N-am, domnule, un soțiu. N-auzi că plătesc acum dacă am acasă spațiu, dai de 5 ori cât dai la impozitul, de la casă. Ai auzit așa ceva? De aici, din Buzău. Dar nu interesează, banul e așa, băga că am furtul. De ce a băgat că am furt aici, în mijlocul pieții? Și are că am furtul tot ce avem noi pe piață, rușini. Rușine, așa ceva n-am văzut. Carrefourul trebuia să se ducă în marginea orașului, nu aici, în vârful pieții. Dacă a băgat și pătrunjel, și mărar, și leuștean, a băgat într-un timp ca în furtul și urzici. Ce ne mai aducă și nouă cât un ceai aici, când ghețăm aici, când ne dăm o groază de bani la tarabă. Dar cât plătești? Păi 3.900.000, 4 milioane o tarabă pe lună și foarte mult acum pe timp de iarnă. Deci pe timp de iarnă aș vrea să vă scoată... Așa ar fi normal. Să ne facă și nouă, de exemplu, contractele după o dată mai târzii, nu chiar după întâi, când a venit toată lumea după întâi sau după două, vinim după 7, după 8, să ne fi făcut și nouă contractul cu data de când vineam la vânzare. Cumpărătorii din oraș vin la piață să cumpere anumite produse care nu au de suferit din cauza gerului. Ați venit la piață acum pe frig? Da, ce-i frig, bre? Nu e așa frig, nu? Nu, bre, dacă ți-e foame... Nu trebuie să vei să mănânci. Vânzătorii spun că le-ar fi mult mai bine dacă pe timpul iernii s-ar găsi o soluție pentru protejarea pieței de ger. Ce condiții ai vremea ta aici? Păi, condiții bune, bre, cum e la Râmnicu Sărat, cum e la Focșani, cum e la Bacău, închisă piața, căldură, dar de unde aici? De unde aici, când te bate vântul, când bate vântul, te zboară pe sus. Niciodată, în, cum arată piața acum la Buzău, nu se va închide. Și am repetat de foarte multe ori lucrul ăsta. Toate spațiile din piața centrală sunt vândute, sunt proprietari. Spuneți-mi și mie sau ce arhitect poate să vină să închidă această piață. Singura posibilitate, să zicem, dacă se va închide vreodată, trebuie să dispară din comercianți cam 50% să se poată închide pe așa zise module. Astea sunt riscurile la piața deschisă. Avem și noi piața închisă, piața de micro 5. De ce dau exemplu ei la Focșani sau în altă parte? Că și în țară, 3/4 din piețele din țară sunt piețe deschise, în funcție de construcția care și de proiectul care a fost gândit prima dată. În ceea ce privește taxa pentru tarabă, aceasta se stabilește prin contract și este valabilă pe tot parcursul anului. Unii producători plătesc degeaba în această perioadă pentru că zona în care își au tarabele este aproape goală. Unii dintre ei nu mai au ce vinde pentru că și-au epuizat stocurile proprii, alții nu vin din cauza gerului. De-abia din primăvară, când apar trufandalele, vor începe să câștige din nou și să își acopere pierderile de peste iarnă.